Astăzi a avut loc o ședință spontană a medicilor veterinari cu privire la inspecțiile în gospodării făcute de aceștia, chiar cele în focarele de pesta porcină. Ei spun că nu primesc echipamentul necesar pentru a face astfel de acțiuni privind pandemia de COVID-19, iar plățile nu sunt făcute la timp. Autoritățile guvernamentale ignoră situația și nu respectă legislația în vigoare. Medicii veterinari cer răspunsuri din partea autorităților guvernamentale, cerințele sunt mari, însă activitatea sanitar-veterinară este lăsată de izbeliște. Examinarea clinică a suinelor privind hg 1156 din 2013 trebuia tarifată. Echipamentele necesare medicilor veterinari pentru inspecțiile în gospodării privind pandemia de COVID-19 lipsesc cu desăvârșire, iar plățile sunt întârziate. În primul rând, suntem aici să așteptăm câteva răspunsuri din partea autorităților. Am depus niște hârtii la care. Ar trebui să ni se răspundă, așa cum am depus noi hârtii în scris, ar trebui să ni se răspundă. Vreau să vă spun un lucru. Aș rectifica puțin ce a spus colegul. Suntem numiți medici concesionari. De fapt, nu suntem medici concesionari, suntem medici veterinari de liberă practică. Ce înseamnă asta? Că noi suntem administratorii unor firme, cu toate responsabilitățile care denotă de aici. Adică răspundem în fața statului cu firmele pe care le avem, inclusiv pentru angajații pe care le avem. Între noi și autoritățile statului, de fapt sistemul sanitar veterinar ar trebui să fie unic. S-a creat o ruptură și fiecare face ce vrea. De fapt, medicina veterinară nu mai este condusă de medici veterinari. Este condusă fiecare pe unde poate. În cazul în care autoritățile guvernamentale vor ignora cerințele medicilor veterinari, aceștia vor refuza în perioada următoare să mai îndeplinească toate cerințele și chiar de Crăciun să nu mai efectueze testul de trichineloză.